doamna de pictură, eu astăzi voi face portretul mamei. Eu pentru asta am decis să folosesc un creion, pentru că e cel mai important. O radieră în caz dacă greșesc. Și am aici ceva. La sfârșit o să vedeți ce o să fac cu el. Hai, bote asta. Trebuie să fac partea asta și după partea asta. Așa mi-e cel mai simplu. Ia vedi acum? Da, după. Un pic preț. Mi-e viața în pat? Nu, nu, las acolo. Ma ochii. Iată, mine iată. Ce va? Oh, what? Bine, dacă te dai la sushi, mie iată. N-am făcut exact la... Cred că tot de mare ar fi ochiul la fel ca ăsta. Iată, mare. Dacă fac un ochi, mai pot să-l fac nici pe celălalt.
Să șterg de aici. Da, mi-e foarte perfect. Nu înțeleg nimic ce-am spus aici. Mai fac o dată și dacă nu-mi iasă, da, las așa. Mai am ce să fac. Trebuie să fie perfect. A trecut 5 minute, 2 minute și nici n-am făcut. Deci o să trebuiască negru, parcă eu nu o să fac cu negru și o să fac cu creon. Așa, easy. Ce drăguț arată. Acum buzele. Da, ok. Acum năsucul. După aceea mai trebuie să facem ceva la ochi. Un disc prin centru. Acum să îi facem bluza și după îi facem un colier.
luptă cu niște flutărași. Niște flutărași. Așa, acum colierul. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ăsta a venit finalul și acum eu o să o machiez pe mama. Wow! Îmi place foarte mult. Trebuie neapărat. Și aceasta este mamica.